bucur foarte mult să fim din nou împreună în această seară. Știați că pisica este un animal doar pe jumătate domesticit, adică este pe jumătate sălbatic? Bineînțeles, nu trebuie să ne spună nimeni lucrul acesta, este suficient să avem de-a face chiar și într-un mod foarte superficial cu o pisică, ca să vedem imediat în ea asemănarea cu felinele care bântuie junglele și care sunt unele dintre cele mai feroce animale de pradă de pe planeta Pământ. În fiecare pisicuță, oricât de drăgălaș ar fi ea, zace un astfel de animal de pradă, neîmblânzit sau îmblânzit doar pe jumătate, iar din când în când această fiară iese la iveală, scoate colții și ne zgârie. Câinii, pe de altă parte, sunt niște animale domesticite, 100% domesticite, atât de mult încât s-a spus despre câine, nu? Că este cel mai bun prieten al omului. Într-adevăr, relația pe care un om o stabilește cu o pisică este foarte diferită de relația pe care o stabilește cu un câine. Pentru că a venit vorba acum de câini și pisici, îmi trece prin cap un gând, anume faptul că câinii și pisicile sunt unele dintre cele mai privilegiate creaturi de pe fața Pământului. Nu câinii și pisicile în general, ci acei câini norocoși și acele pisici norocoase pe care noi, oamenii, le primim în casele noastre și îi întronăm ca regi ai căminelor noastre. Mai ales pisica de-abia așteaptă să se autoproclame regina absolută atunci când are o casă, dar și un câine este într-un fel stăpânul casei. Vorbesc deci despre peturi, nu? Despre animalele de companie, despre dintre care câinii și pisicile sunt cele mai populare, deși am auzit de persoane care ar avea chiar o găină ca animal de companie. Câinii și pisicile pe care le ținem în casă sunt într-adevăr cele mai norocoase animale de pe fața Pământului. De ce? Nu cele mai norocoase animale, cele mai norocoase creaturi, adică includem aici chiar și oamenii. De ce? Pentru că un om, mai devreme sau mai târziu, trebuie, chiar dacă crește într-o familie care are grijă de el și pune totul la dispoziție, mai devreme sau mai târziu trebuie să se confrunte cu greutățile vieții, nu-i așa? Să-și ia viața în propriile mâini și să aibă grijă de sine. Pe când, la fel și animalele, nu? Toate animalele de pe fața Pământului, indiferent că sunt drăgălașe sau feroce, că sunt de pradă sau sunt domesticite, până la urmă au o viață destul de grea, cu excepția acestor animăluțe pe care noi le aducem în casele noastre și le facem, le oferim toate condițiile, le oferim hrana, le oferim protecție, astfel încât nu au nicio grijă. Aceasta este părerea mea vis-a-vis de aceste creaturi privilegiate și cred că nimeni nu mă poate contrazice. Revenind la căței, la câini și la relația noastră cu câinii, într-adevăr, câinele știe că omul este stăpânul, ceva ce pisica nu știe și nu o să accepte nici în ruptul capului. Câinele își iubește stăpânul, din nou, o diferență foarte mare față de pisică, deși, bineînțeles, sunt unii stăpâni de pisici care vor spune că ei sunt iubiți de pisicile lor. În orice caz, există două feluri de oameni pe lumea asta, nu? Știm foarte bine, oameni care iubesc pisicile și oameni care iubesc câinii. Omul a avut dintotdeauna o relație foarte bună cu câinele, spuneam, care l-a slujit, l-a apărat, l-a protejat, l-a iubit. Și asta nu este deloc un aspect de neglijat. Câinii cu adevărat ne iubesc și ne oferă o compensație, ne oferă suport emoțional în momente în care avem nevoie. Și omul a învățat acest animal să facă diverse lucruri, nu-i așa? L-a dresat, este cuvântul pe care îl folosim în mod frecvent, dresajul, a dresa un câine. Din câte știu, pisicile nu prea se dresează, deși sunt convins că există pisici dresate,
La fel cum nu cred că se dresează nici găinile, deși am văzut o găină cântând la pian, îmi închipui că n-a învățat singură, nu s-a trezit într-o dimineață și în loc să cotcodăcească a început să cânte la pian, cineva a luat-o și a învățat-o să cânte o melodie foarte simplă la pian, dar o cânta, am văzut-o cu ochii mei. În schimb, câinele a fost dresat să facă mult mai multe lucruri, să răspundă la comenzile verbale sau de altfel ale omului. Nu, la voia întâmplării, câinele a fost animalul folosit într-unul dintre cele mai celebre și mai importante experimente psihologice, și anume experimentul care a arătat puterea condiționării, și anume condiționarea clasică a lui Pavlov. Pavlov, un psiholog rus, a făcut acest experiment cu un câine. Pe scurt, acest experiment poate fi povestit cam așa. Unui câine îi se aduce un bol de mâncare. În momentul în care îi se aduce mâncare, sună un clopoțel. Se repetă acest lucru de câteva ori, adică mâncare, clopoțel, mâncare, clopoțel, mâncare, clopoțel. La un moment dat, doar sună clopoțelul, nu mai este mâncare acolo. Am uitat să spun un lucru esențial. Bineînțeles, de fiecare dată când câinele vedea mâncarea, saliva înainte de a se apuca să mănânce. Nu-i așa? Mâncare, clopoțel, salivare. La un moment dat, n-a mai fost mâncare, a fost doar clopoțel, dar câinele a salivat ca și cum ar fi avut în fața lui o farfurie gustoasă de mâncare. Prin asociere a acest doi stimuli, un stimul condiționat, clopoțelul nu ar fi strânit niciodată el prin singur salivarea, nu ar fi produs salivarea cățelului, nu așa? Dar prin asociere cu mâncarea a reușit să producă acel răspuns și acesta este reflexul condiționat descoperit de Pavlov, salivarea, prin asociere cu stimulul care el producea salivarea. Această descoperire a fost foarte importantă și a fost un procedeu folosit, condiționarea, apoi pentru învățarea animalelor și au fost chiar și aplicații umane. Și să facem acum un salt din lumea câinilor și pisicilor și cățeilor și condiționării în lumea oamenilor și mai exact în lumea cuplului. Un cuplu începe întotdeauna ca ceva frumos, nu-i așa? Pentru că vorba aceea, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Adică dacă n-ar fi ceva frumos la început, n-ar ajunge să existe cuplul respectiv. Doi oameni se întâlnesc, se iubesc, se atrag, formează un cuplu. Doar că de cele mai multe ori, soarta cuplului merge în declin, ca și cum ar fi o lege a naturii, a vieții, care spune că cele mai multe cupluri merg în jos. Este trist că se întâmplă așa, este totuși o realitate. Acesta este motivul pentru care există pe lumea asta terapeuți. Terapeuții sunt, sau terapeuții, pentru că vorbim de probleme de cuplu, terapeuții de cuplu sunt aceia care încearcă să ajute cuplurile să își aducă minte de unde au venit, să își rezolve problemele, să se salveze pe ei înșiși. Deci unii nu consideră că este nevoie de așa ceva. Sunt unele cupluri sau unele persoane care consideră că ei n-au nevoie de terapeut. Eu cred că toți avem nevoie de terapeut, măcar o dată în viață, și că toți, tuturor ne-ar face bine contactul cu un terapeut, fie personal, fie de cuplu, dar mai ales când avem probleme, nevoia de terapeut este absolută. Și de ce? De ce cred asta? Și cum pot să fac o astfel de afirmație atât de tare? Îmi place să văd relația terapeutului cu pacientul lui sau cu cuplul pe care încearcă să-l salveze ca aceea a vrăjitorului care poate să rupă o vrajă. Când cineva este vrăjit, nu poate să rupă singur vraja. Dacă eu sunt vrăjit, am nevoie de altcineva care să-mi rupă vraja. De multe ori avem probleme, mai ales problemele de natură psihologică, existențială, personală. Suntem atât de prinși în ele încât nu putem să rupem noi singuri vraja. Altcineva este nevoie ca altcineva din afară, o minte din exteriorul nostru să rupă vraja. Și același lucru se aplică și cuplurilor. Există însă nu doar terapeuți
care merg foarte adânc în dinamica relației de cuplu, există și traineri pentru cuplu care nu pretind că înțeleg problemele fundamentale ale cuplului și nici nu oferă vindecare neapărat, dar oferă sfaturi practice cuplurilor care pot fi de un enorm folos și pot fi de un real ajutor pentru cupluri care vor, pentru că acesta este elementul esențial, nu-i așa, să își aducă aminte de acel moment, momentele de aur de la început care au adus împreună, când problemele care acum pun în pericol chiar existența cuplului, nu existau. Trainer este cuvântul folosit recent în românește, trainer pentru cupluri, și este poate doar un accident că trainer este cuvântul folosit și pentru cel care dresează câini. Veți spune, ce legătură poate să fie între cineva care dresează câini și cineva care oferă training pentru cupluri? Așa credeam și eu, că nu poate să fie nicio legătură, până zilele trecute, când am citit următorul experiment realizat la Universitatea de Stat din Florida, care a descoperit ceva foarte interesant. Și anume, cercetătorii de acolo au pus la lucru principiul condiționării clasice pe care am încercat să-l descriu la începutul emisiunii, acela descoperit de Pavlov, asocierea, condiționarea care funcționează prin asocierea de stimuli pentru a crea un anumit răspuns. Pe scurt, ce au făcut oamenii de la Universitatea, cercetătorii de la Universitatea din Florida, au luat cupluri, au luat cam 150 de cupluri care fuseseră căsătorite cam de 5 ani în medie, toți participanții la experiment aveau mai puțin de 40 de ani și fuseseră căsătoriți de cel puțin 5 ani. Și mai întâi, la bun început, au măsurat cam care era starea lor afectivă unul față de celălalt, da? Care era climatul afectiv între parteneri. Adică au măsurat dacă, nu iubirea, pentru că poate iubirea nu se poate măsura, dar au măsurat bunăvoința, au măsurat buna dispoziție, au măsurat atitudinile partenerului unul față de celălalt. Apoi au făcut următorul lucru foarte interesant. Au luat poze ale partenerilor pe care le-au amestecat printre poze cu, ce să vedeți, cățeluși foarte drăguți. V-ați gândit vreodată că pozele cu cățeluși drăguți, acela știți, care ne ung inima și ne fac să zâmbim, sau pisicuțe, sau alte poze foarte drăguțe, dar mi-a rămas, după ce am citit, când am citit articolul, mi-a rămas foarte distinctă în minte impresia că unul dintre elementele esențiale ale experimentului au fost cățelușii foarte drăguți. Au arătat participanților la experiment fotografii cu cățeluși drăguți, printre care, din când în când, era și o fotografie a partenerului. Da? Deci eu mă uit la poze cu cățeluși și văd și poza soției mele. Odată la 3 zile, timp de 6 săptămâni, au făcut acest lucru și apoi au măsurat din nou atitudinea partenerilor între ei. Se pare că simpla asociere a fotografiei partenerului cu fotografii foarte drăguțe, care aduceau un suflet numai fluturaș, da? Și o stare de bună dispoziție în general, a dus la creșterea la creșterea iubirii, ca să spun așa, a dus la îmbunătățirea climatului afectiv a partenerilor, unul față de celălalt. Altfel spus, prin expunerea la această condiționare clasică, la fel cum Pavlov a asociat clopoțelul cu mâncarea, s-au putut modifica atitudinile soților unul față de celălalt. Realizatorii experimentului mărturiseau că nu se așteptau să obțină aceste rezultate. De obicei, să știți, când cineva face un experiment, chiar încearcă în mod activ să demonstreze ce crede el că este adevărat. În cazul acesta, cercetătorii înșiși au fost surprinși de faptul că, într-adevăr, condiționarea clasică a dat astfel de rezultate pentru cuplu. Ce vrea să spună asta? Că oamenii pot fi, că cuplurile pot fi și ele dresate la fel ca
cățelușii sau că problemele serioase care pot apărea uneori într-un cuplu pot fi rezolvate cu un procedeu, cu o tehnică atât de elementară cum este condiționarea clasică sau condiționarea operantă sau alte tipuri de condiționare. Nu cred că asta este ceea ce demonstrează experimentul. Ceea ce demonstrează experimentul și care cred eu că este esența acestui experiment este că un cuplu trăind împreună, mergând împreună prin viață, acumulează pe ei experiențe negative, pozitive, dar pentru că viața este grea, pentru că facem greșeli, pentru că suntem înconjurați de tot felul de obstacole și dificultăți, trecem și ne plimbăm și ne scăldăm de multe ori prin ape foarte murdare, care rămân pe noi, care se agață de noi. Suntem efectiv înfășurați într-o țesătură de experiențe, de obiecte, de lucruri, de evenimente care ne îmbracă ca și o haină. Și de multe ori, după 5 ani, după 6 ani, după 7 ani, când ne uităm la partenerul nostru, nu-l mai vedem pe el și vedem acea haină care nu este el. Ceea ce vestea bună pe care mi se pare mie că o aduce un astfel de experiment este că această haină poate fi dezbrăcată și că noi avem libertatea să țesem o altă haină din materialele pe care vrem noi, culorile pe care noi să ne le alegem, adică experiențele pe care le trăim împreună, lucrurile pe care le facem împreună, apele în care alegem să înotăm împreună, pot să determine modul în care noi îl privim pe partenerul nostru și pot să reaprindă scânteia aceea din tinerețe care a dat naștere cuplului de la bun început. Până una alta, poate chiar n-ar strica să ne luăm și un cățeluș, nu-i așa? Mulțumesc că ați fost cu mine în această seară. La revedere!